Boris Johnson a dat astăzi un spectacol pe cinste în Parlamentul Marii Britanii. În ultima sa sesiune de răspunsuri la întrebări în calitate de prim-ministru, Boris Johnson și-a apărat palmaresul și a lansat celebra replică "La revedere, iubito", în aplauzele conservatorilor. La sfârșitul săptămânii, Parlamentul Britanic intră în vacanță, iar noul premier al conservatorilor britanici îl vei afla pe 5 septembrie. Mr. Speaker, I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.